Bună ziua, doamnelor și domnilor! În conformitate cu dispoziția primarului comunii numărul 44 din 6 februarie 2024, vă invităm să participați la lucrări de ședințe ordinare la Consiliul Local Comunal, ce va avea loc în data de 15 februarie 2024, ore de 15 în sala de ședințe. Înainte de a trece la ordinea de zi, supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Abține. Ordinea de zi este următoarea. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de întregirii bugetului local al Comunei Sărduleni, sursa A. Inițiator, primarul Comunei. Nu mai citesc toate punctele. Începem de la primul punct. Și bine ați venit la ședința Consiliului Local de aprobare a bugetului aferent anului 2024. Este ultimul buget, când la alegeri, o să vedeți că este un buget. Da, știu despre ce este. Am spus eu, va fi un buget adunat din toate capitolele. Primul punct este vorba de reîntregirea bugetului local Comunei Sărduleni cu suma de 85.000 de lei. Asta ce înseamnă? Că acum câți ani? 6-7 ani zile, în anul 2013, bugetul local a împrumutat sursa a serviciului de salubrizare cu 85.000 de lei. Odată cu 85 și odată cu 67, dacă le ține în minte, sau 65. Au fost două împrumuturi. Noi nu am mai avut, nu am făcut reîntregirea bugetului. Conform legislației în vigoare, noi trebuie să reîntregim bugetul sursei. Și în reîntregim doar cu prima sumă de 85.000 de lei. Adică suma din sursa E se va duce la capitolul venituri din sursa A. Adică bugetul total va crește cu 85.000 de lei. Adică cu 850.000 de lei. 85.000 de lei cu 850.000 de lei. Și da, ne aducem aminte când s-a luat din sursa A, pentru nu reușeam să achităm noi ceva exact. Și s-a permis... Să fiu, am promovat banii ăștia ca să luăm un casă obitită, da? Doar vă spun de ce n-am mai făcut. Dar tot trebuia să ne reîntregiți. Da. Era obligatoriu. Ce este pentru? Contra? Abține? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Sărduleni pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor la SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 28-29 februarie 2024, inițiator primarul Comunei. Domnul secretar. Deci aici pe nevoie zi va fi 5 puncte, dintre care deci, CRAB-ul va accesa niște fonduri pentru fonduri de investiții pentru canalizare și ei ca să aibă drept de semnătură asupra contractului respectiv. Se va valida un contract de numire a auditorului financiar. Un alt punct este achiziționarea de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru CRAB. Punctul 4. Propunerea de majorare a indemnizației fixe a administratului executiv o paraluca, pentru că trebuie să spune că la un moment dat nu va beneficia și nu beneficia în continuare de majorările care s-au dat de la timpul, de-a lungul anilor, deci prin hotărâri de guvern sau prin legi. Și împotrivirea persoanei fizice care va deveni formalități de publicitate și registrare a celor modificate prin hotărârile noastre și acasă. Supunem la pentru aprobare. Cine este pentru? Abțineri. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2024, inițiator primarul Comunei. Este vorba de bugetul aferent anului 2024. Este un buget mare, dar nu este un buget, să zicem, cât să fie din bugetul local mai multe sume. Sumele de la bugetul local sunt mai puține. Deci, excedentul anului 2023 a fost de 568.000 de lei.
stat, adică 500, 5 miliarde 680. Valoarea facturilor plătite din bugetul local către diferiți furnizori care au fost decontați de adexalinii în 2024 a fost de 684.000 de lei, respectiv 6 miliarde 840 și 85.000 de lei care v-am prezentat în întregire, plus sumele care au venit de la stat, 2.563, adică 25.116.000, în total. Bugetul Comunei Sângâieni, tot e un buget mare, e un buget foarte mare, Comuna Sângâieni, de 10.500.000 de euro. Deci bugetul Comunei Sângâieni este de 10.500.000 de euro. E un buget foarte mare, puține comune au acest buget. Și s-ar putea, ca în viitor, să mai crească cu bugetul 2-3 milioane de euro, pentru că nu s-au deschis sesiunile. Adică s-au deschis sesiuni, anumite sesiuni, am depus, dar nu au venit la verificarea. Vorbim de drumul de la Orșava, dar vorbim în același timp și de extinderea rețea canalizare. Acum vorbim și de panouri fotovoltaice, deci poate mai am așteptat încă 3 investiții care aștept să semnăm contractul de finanțare. S-a pus accentul pentru finalizarea lucrărilor începute. Este normal, nu poți să reduci în continuu aceste lucrări în spate. Și construire grădinița. Vedeți că avem 887.000. Ce înseamnă 887? 487.000, respectiv 4.870.000 sunt sumele decontate aferente facturii 2023, dar decontate în 2024, care normal trebuie trecute în lista de investiții aferente în 2024. Și în bugetul local am alocat 400.000 de lei, respectiv 4 miliarde. Ce înseamnă aceste 4 miliarde? Înseamnă dotările pentru grădiniță, astfel cât să putem să intrăm drumul la grădiniță. Și finalizarea gazului. Deci, grădinița, avem tot bani, se finalizează. Următoare investiții, dotarea mobilier cu material didactic. Asta este proiect aprobat, 5 miliarde. Am pus din bugetul local 35.000 de lei, respectiv 350 milioane de pentru că avem un contract de consultanță, achiziții și în momentul când societatea respectivă întocmește documentele, trebuie să plătești. Și am terminat pe capitolul 65. Capitolul 65 înseamnă școală, ca să rețineți. Pe capitolul 70 avem achiziția dronelor pentru a inspecta zone sau situații de risc și sisteme motivizate. Este supravegherea video, care suntem pe ultima 100 de metri, a durat foarte mult, foarte mult a durat. Trebuia să obținem această autorizație de acum de 4 luni de zile și n-am obținut-o nici acum. Dar suntem pe cale de obținere. Dezvoltarea rețelelor de gaze. Aici observați că valoarea totală este de 30.625.000 de lei, asta doar valoarea proiectului, dar valoarea licitată este mult mai mare, dar n-am pus valoarea licitată pentru că nu avem sursa de finanțare. Și dacă vedeți pe, avem undeva 200.000, 200.000 reprezintă suma, 2.200.000 reprezintă suma din bugetul local, ceea ce reprezintă cu 560.000. Cu 560 de milioane un aviz de la Transgaz și autorizația de construcție care este vreo 7-800 de milioane. Deci am pus din bugetul local 2 miliarde, astfel încât să putem să începem lucrările la rețeaua de energie. Vă spun și cum stăm. Trebuie să mai obținem avizul de la Dumnezeu Naționale, dar e puțin mai greu. Extindere energie electrică, zona 1. Avem un contact cu Delgazul, prin care noi finanțăm cu 10.000, au rămas banii aia și 10.000, nu i-a mai schimbat, au rămas așa. Branșamente și raportul în Comuna Sângâieni, județul Bacău. Aici ar trebui, domnul secretar, în următoarea ședință să luăm suplimentarea unui număr de 80, 161 minus 1139. Da? Branșamente de bugetul local. Deci solicitările au fost foarte mari pentru apă.
Am crezut puțin în plus acelor din străinătate, cu toate că nu am pus acel din străinătate și am depășit puțin. Observați că la aceste investiții am pus din bugetul local, dacă vă uitați pe raportul de specialitate, 5.800.000, astfel încât să finalizăm lucrarea de debranșament și canalizare până la septembrie. Sprijinirea diferite investițiilor în capacități de producere, panouri fotovoltaice, care nu sunt aprobate, dar am pus o sumă finanțată aici de 35.000 de lei, rețeaua de canalizare. Adveniți acolo 38.000. Mai avem disponibil 238.000 și am mai pus din bugetul local 100.000, astfel că să o terminăm, pentru că autorizația de construcție este valabilă până la 31 iulie. Autorizația la grădiniță este valabilă până la 31 mai. Deci, indiferent de situație, noi trebuie să terminăm aceste investiții. Nu se poate, pentru că dacă nu termin aceste investiții, oricine a venit primar, cheltuielile sunt foarte mari și cheltuielile se duc la 2-3 miliarde prin efectuarea expertizilor tehnice vis-a-vis de lucrarea respectivă. Adică lucrarea ISG-ul va primi un proces verbal de intrare în legalitate și întocmirea expertizilor tehnice pentru intrare în legalitate, dacă nu recepționez lucrarea în termenul respectiv. Extinderea rețea canalizată în satele Scoan și Coman, observați că am pus 100.000 un miliard. Este SF-ul, este gata și SF-ul și nu costă 100.000, 80.000, 80.000, am pus 100.000, totdeauna pui sume mai ori, unde era 100.000 și am închis capitolul 74. Și acum ce vă interesează cel mai mult sunt drumurile. A, drumul, vom recepționa drumul de la Verșe, ăsta a început, mai de mult ne-au spune ăsta de la Fruinchiera, chiar pe zona aia. Îl vom recepționa pentru că autorizația se expiră în luna iulie 2024 și suntem nevoiți să facem recepția acestui drum. Drumul Monizare, drumul comunal 174. Vorbim de drumul care se continuă acum. Avem toți banii pentru finalizare, respectiv 18 miliarde. Toți banii de finalizare. Greșești. S-au pus toți banii acum. Probabil vom depăși, 500 miliarde se va depăși. Avem niște probleme și acolo, dar în general anul trecut am plătit 400.000, 84, 22. Știu că virgul contabil era 21.850. Și am pus în... Adică acest buget se face din diferență și la un moment dat lași un anumit, o anumită investiție și reghezi în acea investiție. Adică pui ce ai nevoie, pui ce ai nevoie și sumele unde sunt mai mari, negrezi din investiția respectivă, pus mai minimis și atunci pui mai mult, mai puțin. Țările ecologate au rămas 11.000 de lei pentru că mi-au rămas, n-am plătit de anul trecut 11.000 de lei. Puntea auto și dramatelești lucrarea va începe pe 15 martie. Am pus din bugetul local, foarte puțin, am pus 60.600 de milioane. 600 de milioane. Monizare drumul din interes local pe Orșava, în obiectul 2 și 4, am pus 11.000 de lei pentru că mi s-a întocmit un dali care a fost depus pe FADR și este un contract încheiat și trebuie să-i plătesc domnului. Îmbunătățirea serviciului local prin achiziția de utilaje, este vorba de vitanja aia și nu putem să o suportăm din bugetul local. Valoarea de vitaje acum 2 ani de zile sau când un an de zile era 120.000, acum este 250.000. O să cumpărăm și noi un tractoraj de la mic cu o vitaje în spate pe ea. Adică cel puțin să cumpărăm ceva. Nu am bugetat deloc din bugetul local. Și achiziție de microbus școlar pentru grădiniță, unde am bugetat 350.000 de lei. Adică încercăm să cumpărăm un microbus cam 9-7. Și suntem nevoiți să cumpărăm pentru că suntem nevoiți. Nu putem să aducem copiii. Acesta este bugetul. O să vă prezint acum. V-am prezentat dezvoltarea. Ar fi trebuit să vă prezint și funcționarea. O să luați pe funcționare. Nu pot să-mi dau seama
tot vedeți la televizor, domne, un anumit procent din funcționari se regăsească în dezvoltare. Deci suma totală, un anumit procent în funcționare și un anumit procent în dezvoltare. E normal să se găsească acest procent. De ei spun așa, să nu depășești 50% din cheltuielile totale. Acum nu știu dacă am depășit 50% din cheltuielile totale, dar cred că am depășit. Suntem acolo 50%. Deci, dacă ați văzut aici, se tăie veniturile, toate veniturile care sunt de 52.865, la sfârșit veniți unul la 52.865, toate veniturile. Da? Venituri. A 52.297. 52.865 împreună cu excedentul de 568 și pe un sate cu la cheltuie. La cheltuie, să știți că acum n-am încercat să folosesc nota de reparații. De exemplu, am fost primar, îi pun foarte mulți și mi se pare normal să îndrepte drumurile, să pună piatră. Noi nu am pus decât 40.000, adică să punem piatră, pentru că noi, în general, avem drumuri. Mai trebuie niște drumuri, dar să vedem ce se întâmplă. Mai avem așa. M-am prezentat cam tot, m-am prezentat. Întrebări. La culte. La culte. Am stat anul și am spus. Păi se pune domeniul unde este comisia acolo. Da. Am spus, am stat anul. Am stat anul, dar nu de răutate, ca să înțelegeți. Poftim? Nu de răutate, am stat anul. Nu, zic, adică e trecut suma pe capitol general. Deocamdată nu s-a... Asta era... Deci este trecută pe capitol general. Și este trecută o sumă foarte mare. Dacă ați observat, acolo e o sumă foarte mare. Dă-mi de locul chiar alina. 200 de lei. 200 de lei. Este 200 de lei. Din acești bani, nu am decât o singură comisiune. Adică că se va executa sau doresc să cheltuie. S-a executat, s-a executat, am o singură comisiune. Că am spus că o să dau 200 de lei. Ne-am spus. Pentru un verșeș, pentru... Încălzire sau încălzire? Deci am o singură comisiune. Nu se zice, obligație, nu e nicio obligație, e o singură discuție avută, adică tot în funcție de ce aprobăm noi. Deci, restul sunt pentru Biserica Catolică de la Sândure și Biserica Ortodoxă de la Sândure. Deci 180.000 sunt pentru cele două biserici. Atât. Asta ce este este bugetul? Ce mai avem de bun? Vorbim la sfârșit, da? Acesta este bugetul local al Comunei Sândure. Cred că nimeni nu are de ce să fie mulțumit. S-au băgat blanșamente pe viață și pe moarte, la toți, canalizări, grădința se dă drumul. Acum am găsit un microbus de copii școlar, am și venit mai repede și am modificat lista de investiții. Era 300 și am pus 350. Un Mercedes Sprinter, care costă 81.000 de euro, 82.000 de euro, că a împărat prietenul meu, urgentă băcară de la Tătălești, îl dă cu 75.000 de euro. Și îl dă și mai ieftin. Nou. Nu știu ce se dă. Tu îmi spui un lucru. Câte un lucru? Nu, nu, nu. Și? Un scaun, de ce dacă ți-ai zis? Nu, nu, asta e nou lume. Care n-au făcut, dar e tot. Câte locuri? Câte locuri? 19 plus 2 cursuri. Deci, Stani, i-am spus așa. E mare. Eu am înțeles că e foarte frumos. Am înțeles că e 75.000 de euro. Dar eu, ca unitate, achiziția directă este până 45.000 de euro. Atât. Eu nu pot să vă dau 75.000 de euro. Chiar dacă el e nou. Și știu că este 81.000 de euro că a cumpărat el urgentă băcar. Și eu zic, domn, până la vină la ciu, nu-mi face. Să discutăm. De ce m-a chemat? I-a zis să duc în ea. Uzi, mă chem pe mine, nu începeam. Ai făcut travă tot. Părerea lui este, deci să mergem, discutăm. Nu am actele mașinii, da. Aricate tot. Venim la Bacău în scrie, ca să nu mai luăm mere rușii. Să pot lua mere rușii. Și duc eu, domnule rușii. Deci la Bacău. Deci vorbim, nu am actele.
Aș face de el după aceea anului roșie acolo. Dar eu cheltuiam un plus care se răspunde asupra noastră. Eu geantă pe care am cumpărat 18.81 de euro. Da? O să-l sun fiind eu geantă, vedea ce zice. Da, că sunteți de acord cu punctul numărul 3. Cine este Petru? Cine este Petru? Aici, chiar vreau dat. Dacă voi aveți alte propuneri, n-am nimic. Te dat că te-ai luat toate investiții. Începând, ca să înțelegeți. Deci, practic, sunt mai multe investiții care te-ai finalizat. Două drumuri de la Vârșești, branșamentele, grădinița, canalizarea, cinci investiții care trebuie terminate anul ăsta. Adică nu le mai ducem în spate, închidem de toate. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2024 de către beneficiarii venitului minim de incluziune. Inițiator primarul comunei. Aici. Vorbim de Ion cu aceeași pălărie, înaintea VMG-ul, acum e VMG-ul. Practic avem aceeași plan de măsuri, dar numai că acum nu mai zice VMG, venim minim, zice venit minim din incluziune. Numai că, e ciudat, înainte pentru un asistat de ajutor social care era la VMG, beneficia de 170 de lei de persoană, adică nu. Acum 331. De persoană. Acum stăm la nici asta 331. Dacă tu vrei să te compraci în 331, 331. Deci n-ai ce să-i cer la astfel de oameni. Ia, du-te în ajutorul social și treci cu 331. Poți? Nu. Cu 331. Ce spuneți dumneavoastră, spunea un deputat că s-a gândit, mai ales când am intrat în Uniunea Europeană, am venit un minim garantat, că oamenii vor sta jumătate de an până își vor găsi serviciu. Așa au gândit. Ce spuneți dumneavoastră? Nu stă nimeni cu 170 de lei. Și uitați-vă că se stă. Și se stă și... Nu, adică noi aici, gândim într-un fel... Aici n-a venit mai multe beneficii, spun vorba și asigurările de sănătate și asta, nu mai muncești negru. Muncești la negru, ai familia mai numeroasă, ajutor încălzire, ajutor Uniunea Europeană, scutit de... Vechime nu este. Vechime nu este. Vorba mea este că, de exemplu, acum, sunt 19... Sunt 95 sau 95, nu știu, dintre care 60 babi și 4 moșnici. Adică n-am niciunul. Cel mai tânăr dintre toți este Crăciun, ăla, nimul cu handicapatul ăla, Crăciun și Ionuț Pițu. Pițu. Eu singur dintre toți care zici că ar mai putea. Nu, toate babi și doar. Dar problema este unii sunt membri acolo, ies un salariu bunișor. Și acum e așa. La Berșeș nu, acum eu la Berșeș, la comandă, la Berșeș nu poate să fie și de asta. Sunt țară în care... Dar sunt țară e bună, mă oameni. O lucrată la unii, eu am făcut. Nu s-o mai pus. Nu s-o mai pus. Nu s-o mai pus. Nu s-o mai pus. Nu îi se potrivește cu somnul ăla. Este bolnav cu ficat.
la mine. Da. Și da. Cel care este demnificatul trebuie să doar. E obosit. Odin, da. Demnificat, da. Acum, da. Și dacă sunteți de acord cu punctul numărul 4, cine este pentru? Abține? Punctul 5. Deci o să aveți presiune mai mare acum pe ajutorul social dacă s-a mărit? Nu, n-am pus. Spre exemplu, acum, nu este asta, ca să nu fac interpretă. Știți că noi ajutăm oameni cu ajutoarele astea urgențe. Mai dădeam câte 1000 la o babă, câte 1000 la o babă. N-am pus niciun ban al acesta, dacă vă uitați. N-am niciun ban. Ca să nu dăm interpretări, uite, domnul, pentru că dă, dacă vrei să ajuți omul, ai ajutat până acum, sau eu ajuns după. N-am pus absolut niciun ban. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor cu naveta pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primării Comunei Sântule. Inițiator primarul Comunei. Conform legislației în vigoare și a logilor metodologice, noi putem să plătim contravaloarea la un abonament personal care fac naveta în din afara razei localității. Respectiv, domnul secretar, doamna Duma, Deluca, Andreea, cine? Și am pus 22.000 de lei ca să-i plătim la atâta, nu o sumă. Atât, să-i plătim. Cât legislația spune, cu aprobarea consiliului local. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind propunerea preluării din proprietatea Episcopiei Romano-Catolice de Iași, parohia Sfântul Ioan Paul al II-lea, Sântuleni, județul Bacău, în domeniul public al UAT, Comuna Sântuleni și în administrarea Consiliului Local Sântuleni a unei construcții și a terenului aferent A. Inițiator primarul Comunei. Nu știți despre ce este. Ne-am cam prins. Avem un dispensar, la Coma. Și stă acolo de 25 de ani în palace. De ce nu l-am luat noi să-l transformăm în casă mortuar? Să vedeți că Episcopia ne aprobă. Asta este o încercare a mea acum, să vedem dacă aprobă, o facem, dar sunt sigur că nu aprobă. Să dea Dumnezeu să ne aprobă. Adică să nu fiu crâncotaș. Adică tot doar vreți. Doar vrea. Tot vrea. Vrea. Dom'le, dar mai dați și voi puțin. N-apoi. Mai dați și voi puțin. Clădirea aia stă degeaba. Dă-mi nouă ca să o facem. Am dreptate sau nu? Dom'le. Aia e. Aia e de la Coma. Da, sunt de-a nouă. Și eu îi fac inspecții, îi fac poieni. O face. Dacă tot există clădirea alea, noi nu există, dăm. Și noi nu există. Asta e cea de bani cu clădirea aia, facem, începem un caz motor, dacă nu avem unde. Stați că n-aș mai aici. Aici sunt al doilea de ăsta. Aici ați spus biserică la Sărbunie. Deci aici sunt al doilea regelul acum. Da, asta e Ioan Paul al doilea. Și de asta am zis dacă sunt al doilea de la Sărbunie. Păi de asta am zis. Pentru că am văzut un Paul al doilea, nu sunt un lei. Nu, de la lei. Că ăsta e. Ați văzut de la lei. Catolica. E acum. Și nu mai zis. Bă, de încă asta că nu-i jocul. Ce-a făcut? Este poate din Coma. Este parochia poate din Coma. Păi ce nu-mi dă de seama? Aia mă uită. L-am zis-o în lucru. Un Paul nu știu ca asta. E un Paul. Dar te-am întrebat să mă intre. S-a împlătit atunci. 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 S-a împlătit din satul Costa Dragoveanu, Regina Maria, spune. Regina Maria, da? Maria. Eu uite, da. Domnul Zilegaz, zice. Supunem, dacă cine este pentru? Abțineri? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind acordul în vederea realizării investiției extinderea rețea de canalizare în satele Sânduleni și Coman, Comuna Sântuleni, județul Bacău, inițiator primarul Comunei.
prin certificatul, da. Prin certificatul de urbanist, am luat așa, prin certificatul de urbanist s-a solicitat avizul autorității Consiliului Local, autorității a Consiliului Local. Deci trebuie să dăm acord, aprobarea, realizările, acordul în vedere a realizării investiții. Deci această investiție trebuie depusă pe fondul de mediu. Vorbim de rețeaua de la acolo. Dacă se de acord cu condușa, nu este permit. Aici este o investiție care nu este dragă, ca să știți. Da. Este o investiție care nu este dragă. Va fi... Se sparge tot asfaltul de la Gheara Vadei, fără nici o fratare. Nu, e o investiție nu grea foarte de exact cum a fost în Căbutiții. Și nu știu dacă oamenii vor fi înțelegători. Și nu știu dacă oamenii vor fi înțelegători. De exemplu, în Căbutiți, oamenii au fost înțelegători. Domnul primar, nu pun asfalt. Lasă batere. Nu știu cum a dat vor fi înțelegători. Trebuie să adică nu am o țară ca-i convinge, nu ne facem probleme. Acum am că nu înțelege lumea. Sunt oameni foarte înțelegători. E foarte greu, e foarte greu, pentru că trebuie să-i lași un an de zile. Vorbim de vorba. Nu stai aici. Da. Înțeleg. Bine că se face. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui microbus școlar în vederea transportului preșcolarilor înscriși la unității de învățământ de raza Comunei Sântuleni. Inițiator, primarul Comunei. E cu vorba de microbusul. Exact cum vă spuneam, domnul tată, vă spuneam, atât de multe vor fi, că nu o să mai putem susține din punct de vedere a ratei de suportabilitate. Bani. Bani. Pentru că cu acum, ce fac? Angajezi un om și cheltuiești pe microbuz. Deci, plus întreținerea grădiniței respective. Pentru practic, acum, din bugetul local, din bugetul local, da? Trebuie să vii cu, eu știu, zic și eu, 2 miliarde. Da? Bani pe care tu nu o să-i mai ai la bugetul local. Și ce să faci? Două femei de servicii nu mă gândesc. Da, două femei de servicii. Deci o femeie și servicii nu face față. Păi orice investiție costă. Orice serviciu. Nu, păi aduce costuri și asta dacă nu... Dar nu se apreciază. Deci nu se apreciază. Omul nu înțelege că, domnule, ne-am dezvoltat. Dar, omul, dar nu mai poți să te dezvolți. Nu mai poți să te dezvolți. Trebuie să te oprești. Deci, pe exemplu, dacă ați observat, pe lista de investiții a noastră n-a mai pus nicio investiție. Și-a vrut să pun una. O spun sincer, a vrut una. N-a mai pus niciuna. Pentru că... Până că gazul e așa. Și atâta. Nu când dita la investiții. Deci, ne gândim la ceva ce produce. Da, aici, adică degeaba investim, dar dacă nu crește și nivelul de trai al locuitorilor din zonă, să-și poată permite acele servicii. Pentru că stau și constat că nu vin din oraș la Sândureni. Cu toate acum Sândureni au gaz, au apă, au gaz și nu vin. Pentru că distanța este foarte mare de oraș. Ia să fii tu la 5 km. Cum e la Florești. Ați văzut cum e la Florești? Dom'le, de la 9.000 sau câte ale 9.000, 55 de mii de oameni. Vorbiți de Florești de Cluj, nu? Da. Da. Bine, avem Mânădura, exemplu, dar e aproape. Aproape de noapte. Dar vorbim de mâini, care aia nu au știut să se dezvolte. Aia nu au știut să se dezvolte. Nu știu ce s-a întâmplat, dar tu ești aproape de oraș acolo, n-ai nici gaze. Ai gaze? N-are. Canalizare? N-are. Da, acolo cred că a fost o problemă socială, o creștere uriașă a populației. Ca multe state catolice. Terenul tot s-a investit în construcții care ați văzut cum au rămas, din păcate, multe, neterminate pe tot câmpul ăla, și nu s-a creat nimica ca și investiții. Adică eu ridic casa, da. Spre exemplu, acolo nu știu cine a zis să producem ceva bani. Da, am văzut ceva ca să producem și aș face. Dar nu prea știu eu cum să fac, că știți cum este, aici sunt mult, dar nu știu tot. Am văzut la o comună din Varsovie, a făcut o baie. Baie din asta, ștrasă, da, comuna, comuna, da, comuna ca... Acoapa. Pădurene. Exact, da? Și spunea așa... Ăla e un exemplu de bună practici, dar nu știu ce se întâmplă acolo, e ca și comuna aia, Ciugut, din Alba. Dar e departe? Da, e spre Huș, ce știu. Nu-i departe de o primul oraș?
nu e chiar aproape. Adică am... Da, nu-i dat 200 de milioane. E mai bine. E, da, nu... E bastante... Oricum, e spre Puș, nu e lângă Vaslui. E la aproape de... Dar acum aici suntem între trei orașe. Poziția noastră e bună, dar... Să facem și noi un, să zicem, la... În Căputise. Cu, dacă să facem și iarna, cu acoperit, adică un bazin, toată ziua, apa, gazul ăsta, care bă, dar fă și ceva ca să mai produce. Dar ăla tot nu va produce. Ba nu, adică vă spun o chestie, nu trebuie să o testăm noi pe proprie piele, s-a demonstrat că statul nu este cel mai bun administrator. Că intervine altă politică. Una este un parteneriat public-privat, ar fi ok, dar unde este statul? Adică... Nu să mai încercăm noi când specialiștii în domeniu au spus că unde e statul. Adică ar trebui încurajați dezvoltatori, pus toate mijloacele, nu? Dar nu trebuie. Zic așa. Ce zicea Serdeniziu? Acum ce că mi-i spune așa, nu mă încoace. Și doamne, în România, spune unul, care s-a îmbogățit, care a făcut o perechi din Smeria, iar a descoperit nu știu ce. Și te-ai făcut sau îmbogățit, m-a costat. Au luat de la stat, da, au furat statul, dar mă refer că statul este administrat, e una, particularul e alta, are altă politică. Statul caută să mulțumească pe toată lumea, să fie pentru sărac și pentru bogat, să nu crezi prețurile. Exact. Să nu pe Petrica, să nu pe Neal Matei, să nu pe Vasile. Cum un copil, de exemplu, nu ascultă părintele acasă, trebuie să asculte de cadrul didactic, altfel. Da. Ce este pentru achiziția de microbus? Pentru... Să abțin și pentru nou. Trecem la punctul 9, ultimul punct, care este. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor și cuantumurilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență și ajutoare comunitare, precum și ajutoare de mormântare, conform legii numărul 166 din 2016 privind venitul minim de incluziune cu modificări și competențe ulterioare. Inițiator primarul comunei. Vorbim de persoane. Cum aveam la VMG, un anumit regulament, când murea o persoană din cadrul care avea acolo social, îi se dea o sumă de bani și trebuie aprobat regulamentul, dar cum am spus, am acesta până în luna iunie, nu am putut niciun fapt. Chiar dacă, Doamne ferește, să trăiască toți oamenii, noi constrângem facturile și în luna iulie, când vor fi atâte, vom plăti toate. Adică nu vreau să... Dacă sunteți de acord cu punctul numărul 9, cine este pentru? Abține. Punctul numărul 10, diverse. Chemați-mă orice. Acum am întrebat să fie numărul 10. Orice, până acum...